Salutare tuturor și bine v-am găsit, oameni buni, la un nou joculeț pe canal. Bine v-am găsit, oameni buni, la 911 Operator. 911 Operator este un joc care nu a apărut de foarte multă vreme. Nu știu dacă a mai fost făcut până acum pe YouTube, dar ce pot să zic este că e un joc foarte interesant care merită un gameplay și din partea mea. Nu știu dacă a mai fost făcut de către alți YouTuberi. Cel mai probabil a fost făcut de toată lumea și deja eu sunt... un low level, dar nu are importanță. Dacă vă place acest gameplay, v-am jucat tare, tare mult, să nu ezitați să apăsați și voi butonașul de like, dacă vă place, bineînțeles, și să lăsați în secțiunea de comentarii sugestii ce alte jocuri din acestea, de genul acesta, adică nu mă pune să joc jocuri de racing sau... nu sunt genul meu, pur și simplu. Ok, haideți să-i dăm drumul. Orașul în care vom activa noi se numește Kapolei. Kapolei este un oraș hawaian. Cu o populație de 15.186. Practic, ceea ce trebuie să facem noi în jocul acesta este să luăm rolul unui operator de la serviciu de urgențe, de la 911 sau 112, cum avem la noi în țară. În America este 911, la noi este 112. Ok. Nu vreau să începem training-ul. Ok, o să încep prin a vă arăta următoarea chestie. Observați aici că sunt niște chestii albastre, albe și roșii. Cele roșii sunt vehiculele sau echipajele de pompieri. Cele albe sunt echipajele SMURD, adică și de ăștia care te descarcerează și echipă de paramedici. Dacă nu mă înșel. Și acesta este echipajul de poliție. Și bineînțeles că cu fiecare zi care trece o să reușim să facem și noi niște bani. E bine, acei bani putem să-i investim și să cumpărăm echipamente noi. Putem să cumpărăm noi mașini care să fie mai rapide, mai rezistente, mai bla 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 bla. De asemenea, avem aici și echipajul pe care îl putem îmbunătăți cu timpul. Cum în prima fază... Jucăm jocul ăsta pentru prima dată, nu o să putem să facem cine știe ce upgrade-uri, dar în condițiile în care o să vă placă jocul ăsta și o să vreți să facem o serie, sigur că o să continuăm și o să avansăm și noi mai mult. Ok. Sigur că acestea sunt echipajele, jocul cam așa este, este pe o hartă. Acesta este orașul acela hawaian și o să începem prin a ne muta. Așa. Ne dispersăm echipajele în poziții strategice, ca în cazul în care se întâmplă vreun incident, eu știu, orice s-ar întâmpla, echipajele să fie aproape, să nu fie departe, să ajungă acolo în timp util. Ok, și hai să mai trimitem și... hai să-l trimitem pe ăsta aici mai aproape și ăsta, cum nu cred că o să se întâmple nimic în zona asta, să-l trimitem aici. Super. Așteptăm să ajungă acolo. Da, bineînțeles. Am uitat să vă precizez faptul că există aici și spitale, spitale și stații. Ok, să rămână. Acestea albe sunt spitalele, acestea albastre sunt stațiile de poliție. În momentul în care... ok, să rămână. Mă enervează tutorialul, de ce nu pot să scap de el? Am uitat să zic și că ăsta roșu e stația de pompieri, dar oricum cred că vă dați seama. Acesta este primul incident al nostru. Avem aici o petrecere gălăgioasă. Din câte puteți observa, cum zice și tutorialul, avem nevoie de poliție. Police intervention needed, 5 suspects. Bun, și ceea ce trebuie să facem noi acum, în primul rând să dăm start la timp, este să selectăm asta și să-l trimitem. Mersi. Hai să-i dăm pe fast forward. Trebuie să se termine chestia asta ca să se îndeplinească tutorialul, altfel nu o să mai apară alte misiuni. Așa, bine. Bine. Și acum avem și primul nostru apel. Hai să răspundem.
chestie stupidă. Hai, lasă-mă. De unde suni? Until the conversation is finished, the time slows down. Ok, hai să trimitem un echipaj. Deci trimitem, tocmai trimitem un echipaj pentru că o pisică handicapată s-a urcat într-un copac. Cum ar fi dacă în momentul ăsta... Stai, nu pot să tac asta? Ah, skip tutorial, super, gata, să rămână, în sfârșit. Cum ar fi dacă în momentul de față noi nu avem alt echipaj și se întâmplă un adevărat incident? Ce am face? Așa, să vedem. Cineva și-a rupt niște oase. Hai să trimitem aici. Ambulanța. Mai avem încă un apel. 911, bună ziua! What the fuck? Dude, număr greșit. S-a închis. Totuși, hai să trimitem un echipaj de poliție, în caz de orice. Ok. Atac cardiac. Ok, trimitem aici. Băi, e interesant că de început nu sunt cine știe ce super alarme. Mai face câte unul atac de... Uite fraierul cu ce viteză umblă. Mamă. Lol, încă unul. Băieți. Shit, stai, trebuie să-l trimit pe ăsta la alt. Prinde-l pe ăsta. Mamă, ce fuge fraierul. Speeding, bineînțeles. Așa, mai avem aici car bump. Ok. Hey, încă un telefon. Ia zi. Tipa e ceva de genul bună. Am văzut un foc. Puteți să faceți ceva cu el? Nu de alta, dar mă deranjează. De unde suni, tanti? A dat foc unul la gunoaie. Se întinde focul? Hai, pe bune. Nu. Stai. Cât de mare e focul? Hai să trimitem. Hai totuși să trimitem. Dacă zice că e focul, că e fumul gros, trimitem acolo. N-aș vrea să am cine știe ce surprize. Văd că aici e necesar și un echipaj. Mai trimitem aici și aici. Bam! Super Voforel e super operator de 911. Ce vorbești, tati? Așa. Ai nevoie de ceva? Nu, toate sunt ok. Avem aici sharp tool injury. Ok. S-a înțepat în cuțit, băiatul. Trimitem aceea. Opa, dealer de droguri. Prinde-l pe fraier. Așa, încă un nou incident. Și-a rupt oasele. Nu de fiecare dată o să primim apeluri. Rare ori o să primim cât un apel în care... adresă? Să rămână. Așa, și cine stă acolo? Shit, îmi sună telefonul. Ok, hai să trimitem un echipaj aici, o poliție aici. Ok. Bine. Asta e un incident destul de clasic pentru familiile americane, în momentul în care cei doi părinți se iau la bătaie și copilul e de față și da, e cazul de poliție aici, adică nu ne jucăm cu chestii de genul ăsta.
Pentru că nu se știe cât de tare poate să o bată pe mama respectivă, ce omoruri se petrec acolo, e cel mai bine să trimiți un echipaj de poliție, rezolvă ei, bate ei la ușă și rezolvă ei situația. Bun. Așa, și din câte puteți observa, nu știu dacă ați observat până acum, dar cred că o să observați acum, aici avem cazurile. Deci avem un copil speriat, de fapt doi copii speriați, bărbatul e bătrân și femeia care a fost interogată. Și noi aici putem să ne punem oamenii cum vrem noi. Spre exemplu, dacă unul este mai bun și altul este mai prost, uite, spre exemplu, în cazul ăsta, da? Ăsta are două chestii de astea, ceea ce înseamnă că e un pic mai slab decât ăsta la alt. Aș putea să-l pun pe ăsta să vorbească cu tantia asta. Nu, nu se poate. Ok. În general, când am echipaj mai mult, pot să dispersez oamenii cum vreau. Spre exemplu, în cazul în care avem un jaf armat sau un ceva, oamenii o să pot să-i dispersez în alt mod. Spre exemplu, e un criminal care are o armă mai puternică, o armă mai mare. Punem un polițist mai bine îmbrăcat să-l bată pe respectivul. Cam așa funcționează. Și nu știu dacă e neapărat nevoie să trimit și un echipaj medical, dar totuși hai să trimitem unul. Ok, aici este ok. Suspecții ăștia, ăștia parcă erau cu drogurile, nu? Bun, ăștia îi rezolvăm, i-am melestit. Perfect. She was not acceptable, you're fired. De ce a fost? Dude! Ce-am ratat? Stai un pic, ce-am ratat? Deci, am ratat așa, o mașină care a fost furată, un incendiu care s-a petrecut, unul care a alergat cu mașina și nu l-a mai prins nici urla, o mașină care a luat foc, dar știu că am trimis ceva, frate! Știți apelul ăla cu fumul ăla dens? E bine, am trimis un echipaj, chiar am trimis! Ok... Pe ăsta l-am rezolvat. Unul cu durere de stomac? Dude! Când s-au întâmplat chestiile astea? Totuși, observați că am făcut aici și un profit. Am făcut un profit de 3.316 dolari. Și acum, sigur că... Nu știu dacă pot să văd. Pot oare? Cu banii pe care i-am câștigat, gen chiar dacă am eșuat? Stai așa că am o curiozitate aici. Haide, încarcă-te. Așa. Nu, banii pe care i-am câștigat e la revedere. Deci ori treci ziua, ori nu treci. Deci, practic, acum sunt alt operator. V-ați prins? Cum funcționează? Of. Oameni buni, din păcate, cam asta este încercarea mea. Nu am reușit să trec de prima zi. Deja am fost concediat din prima zi. Am să mai fac o încercare, bineînțeles, dacă vreți și dacă reușim să strângem și noi măcar acolo 50 de like-uri și, bineînțeles, super propunerile voastre. Hai bă că poți, hashtag rezist acolo, ceva încurajări din partea voastră. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru toată atenția pe care ați acordat-o până aici. Eu am fost ca de obicei gazda voastră aici un show și până data viitoare vă doresc să aveți o zi sau o seară faină în continuare. Bye!